A ieșit și șifonat. Și crezi că ăsta este prețul pe care îl plătește pentru acel premiu? E persoana care suferă. Victimă. Da, exact. Eu nu știu unde m-am victimizat eu săptămâna asta sau da un pic. Rău de tot. E, n-are rost să zicem, Radu, uite, dacă stau să-ți explic, la 19 ani am plecat de acasă, n-am mai cerut niciun leu de la nimeni. Tu ai venit și ai spus toate lucrurile astea că, vai, că eu așa, că eu așa, că eu așa. Ai 26 de ani. Trebuia să schimbi situația, frate. Toți am plecat de jos. Și de unde ea a avut tu? O grămadă de probleme care le-a avut cu de unde știi tu că n-am schimbat-o? De unde știi că n-am schimbat-o? Ce i-ai spus lui Kinga, ne-ai spus și nouă în casă de o grămadă și de 1000 de ori. Kinga, nu te-ai gândit la varianta asta? Să te abții și să nu mai reacționezi ca el să nu ajungă în această situație de victimă? Așa cum zici tu. Trebuia să mă abțin. Regreți? Da. Putea să câștige Sorin. Nu e vorba de mine, că puteam să câștig eu, dar Kinga. Am văzut ce spune lumea de afară, așa, un picuț, știi? Dar de ce Sorin și nu Cătălin? Eu am observat și când el vine cu jocul. Sau de ce nu Cristian? Dar am și spus, Cristian merită, pentru că i-arată dragostea Ștefaniei. Dar nu trebuie, lumea votează pe cine vrea. Eu n-am pus nicio story să cer voturi vreodată. Votează lumea cine crede, cine consideră că merită, adică, nu. Dacă lumea a considerat că merită exact. Radu, bravo lui! Felicitări! Corect! Da. Bun. Dragi telespectatori, vă mulțumim pentru voturile pe care le-ați trimis către concurenții de aici din Casa Iubirii. Este destul de interesantă întrecerea. Este plăcut așa să vezi de la zi la zi cum se schimbă voturile. De la gală la gală. Așadar, felicitări, Radu! Mulțumesc din suflet! Bun! Sunteți pregătiți pentru cel mai important moment de astăzi? Da. Și anume, să ne luăm la revedere de la unul dintre voi. Vă reamintesc, avem oameni protejați în casă în acest moment. Maria, Natalia, Costi, Sorin, Ionuț și Radu. O mulțime de protejați. Într-adevăr, vă este foarte greu, dar eu sunt sigură că deja v-ați gândit și sunteți pregătiți pentru votare. Strategiile am văzut că le faceți din mers, din ochi, pe moment. Bun. Radu. Nu. Iar am eu... Sunt prânghiar. Iarăși o să am... Nu știu. Ești pregătit? Da. Favoritul publicului are responsabilități. Țai. Ma. Nimic nu este gratis pe lumea asta, Radu. Poți să mă duc să iau șervețel? Numai, dar de data asta am să o gândesc lucid, la rece și am să iau o decizie ce simt și... Ce simți? Ce simți? Așa am să fac, da. Bun. A sosit momentul votului. Avem vot deschis. Fetele vor nominaliza un băiat pe care nu-l mai doresc aici, în Casa Iubirii, iar băieții vor nominaliza o fată pe care nu o mai doresc aici, în Casa Iubirii. Îmi spuneți numele și de ce. Spui ce greu e. Vom avea doi nominalizați. Cel care va avea cele mai puține voturi. Da. Ce-i, Cristian? Nu, mă uitam așa, că ei doi sunt greu? Protejați, Radu e favorit și protejați, Sorin e... Rămâi tu și Cătălin. Rămân eu și Cătălin. Dar nu contează, votați cu inima. Ca plec. Dacă e să plec. Te mai vezi până la finalul sezonului, Ștefania? Da. Fără Cristian? Cu Cristian. Și dacă va fi eliminat astăzi? Ai, Doamne, nu pot să mă gândesc la asta acum. De ce? Are dreptate. Dacă o elimin băieții pe ea, cel mai probabil săptămâna viitoare o să-mi o cer, dacă în cazul în care nu o să mă descalific până atunci. Eu, personal. Acum nu știu ea. Păi, am avut o discuție cu el și am discutat despre asta în Camera Roșie, nu? Mă rog, vorbim și noi așa. Haideți să vedem cum veți vota. Ștefania. Da.
Pe cine alegi să votezi spre eliminare? Din păcate, o să aleg pe Cătălin. Îmi pare foarte rău. Păi, dar noi doi suntem, era chiar cum să-l votez pe Crist. Îmi pare foarte rău. Nu-i problemă. Dori. O să-l votez pe Cătălin. Îmi susțin votul de atunci. Gen că eu cu el oricum nu aveam compatibilitate. Am vorbit ieri în casă la băieți, într-adevăr, dar nu-i să fie. Natalia. Votul meu merge spre Cătălin. Kinga. Cătălin și punct. Îmi pare rău, știi cum te simți? Că așa o să mă simt și în următoarele momente. Crezi că te vor vota băieții? Mare vot ce-mi dau. Normal. Cum? Mare vot ce-ți dau? De ce? E chiar din prima gală vreau să mă elimine, așa că mă aștept. Acum se victimizează. Pe, din prima gală ei vreau să mă voteze. Cu ce mă victimizez aici? Cu nimic. Păi putea să tacă dacă nu căuta atenție. Adică spunea votul și atât, nu că o mare vot ce îi vor da băieții. Mă aștept să fiu votată. Și am spus, îmi pare rău cum o se simte Cătălin, pentru că în următoarele momente așa mă voi simți și eu. Punct. Am înțeles, Kinga. Deja mă simt. Larisa. Păi dintre ei doi pe cine pot să mai votez eu? Pe Cătălin, te rog să nu te super. Da. Nu vroiam să-i dau votul lui. Da, Cristi are oricum relație. Nu mai pot să zic nimic. Grațiela. Cu părere de rău, voi vota pe Cătălin. Chiar dacă este un băiat super de treabă și știe să interacționeze cu cei din jurul lui, dar că Cristian are un cuplu. Mergem mai departe. Maria. Nu cred că mai contează votul meu. Hai, spune. Nu cred. Dar tot așa pe Cătălin, că am înțeles cum s-o apropie de nimeni. Dar de tine ai fi vrut să se apropie. Așa, la prima vedere, nu pot să-mi dau o părere că da cum sau nu. Cum nu poți? De ce nu poți? Ia uite, pentru că eu aștept până să cunosc omul și după aia să fiu sigură. Dar e foarte de treabă să știi. Posibil, eu nu zic că nu. Eu nu zic că nu, dar nu știu. Nici nu m-am uitat atât de mult la emisiune ca să îl fi văzut. Aia e problema. L-am văzut pe Radu, pe Sorin. Pe Cristi. Ei, dar pe el nu prea. Ai zis că nu prea te-ai uitat la emisiune. Dacă m-am uitat, băieții au apărut. Nu el. Am înțeles. Cătălin, îmi pare tare rău, ești primul nominalizat spre eliminare în această seară. Ai mai fost nominalizat? Da, prima gală. Te-a salvat Corina. Da, m-a salvat ea și tot i-a plecat. Haideți să vedem cum vor vota băieții. Zici că merge la tăieri. Uitați-vă la Radu, vă rog. Fii frică. Nu te las ultim. Pe favorit, dar trebuie să fie ultimul, sincer. Nu, că mie că îi cedează inima nu până cedează, la... Că sunt uite-te la el, dar nu mai poate să mai respire. Stai liniștit, e ok. Da, mă, tu nu știi ce urmează. Păi eu vreau să începem de acolo, să văd și eu cum se face, că nu știu.